2021 vom asista în România la un eveniment sportiv de o grandioare cum n-am mai avut-o după 1989. Și în același timp vom sprijini prin găzduirea acestui campionat european un alt obiectiv pe care îl avem și anume de a contribui la ieșirea din anxietatea socială în care ne aflăm în momentul de față. Dacă e să ne referim la acest scenariu, în primul rând, poziția noastră a federației este că ne dorim ca toate celelalte 11 orașe gazdă care au format alături toate celelalte 11 orașe gazdă care au format proiectul inițial al Euro 2020 să poată să-și ducă la bun sfârșit organizarea turneului. Cred că doar într-o asemenea formulă și pentru UEFA va fi mult mai ușor pentru a celebra cei 60 de ani de la organizarea primului campionat european. Bun, dar Dacă acest lucru este va fi viabilă posibil. varianta ministrului Stroie să primim totuși mai multe meciuri dacă cere? Dacă acest lucru nu va fi posibil, da? Dacă se va pune problema unei redistribuiri, cu siguranță noi ne-am manifestat deja toată susținerea, deci e mai degrabă un demers de solidaritate pentru toate celelalte orașe care nu vor avea capacitatea, nu că nu-și doresc, nu vor avea capacitatea să fie implicate Deci doar în acest în proiect. această variantă putem să Urmă, primim mai multe meciuri, spuneți. Prin urmare, eu mă bucur că domnul Stroie deja a avut această declarație și această dorință de a formaliza la nivel guvernamental oferta Bucureștiului de găzduirea mai multor meciuri pentru Euro 2020. În 17 iunie vom ști exact care este situația cu toate celelalte 11 orașe gazdă. Bun. Iarăși, un alt lucru pe care l-am mai văzut în spațiul public în această perioadă de timp. Dacă vom fi în acest scenariu, scenariul B, așa Da. anume că vom apela la această redistribuire, doar arena națională poate găzdui meciuri de euro. Da? Un lucru foarte, să fie foarte clar încă de la bun început. Așa că repartizarea de meciuri suplimentare la București, da, trebuie să țină cont de acest aspect. Am Iar dacă înțeles acum. ținem Deci cont nu de chiar acest atât de aspect, simplu, cu alte cuvinte. iar dacă ținem cont de acest aspect, trebuie să mai introducem un alt principiu, și anume, este regula celor 48 de ore de pauză între meciuri pe același stadion. Da? Pentru Dacă gazon. ne vom uita pe calendarul meciurilor pentru toate celelalte 11 orașe gazdă, o să vedem că nu sunt foarte multe variante. Din punctul meu de vedere, ar fi foarte frumos să avem și un sfert de finală la București, alături de celelalte 4 meciuri pe care le vom găzdui.